Cu un moral bun după două victorii de 3 puncte obținute în fața celor de la CSM București și Steaua, campioana României volei municipal Zalău a reușit să câștige un punct în fața liderului la zi, Tricolorul Ploiești. Volei Municipal Zalău a revenit senzațional după ce a fost condusă cu scorul de 2-0, reușind cu ajutorul publicului să întoarcă rezultatul și să trimită meciul în setul decisiv. Primele două seturi au fost de partea ploieștenilor, care s-au impus cu 19, respectiv 17. Campioana României s-a impus în următoarele două seturi la 15 și 23. În decisiv, ploieștenii au fost mult mai atenți și au condus cu 5-0, 12-6 și au reușit să obțină o victorie nesperată după ce au câștigat setul 5 cu scorul de 15-8. I think we don't play our best volleyball. A lot of up and down, a lot of moments with a lot of mistakes and also a lot of good moments. So was in one point logical to take two sets, but the sets that we lose really without a fight. This is the thing that I'm not happy. We make too much mistakes, easy mistakes. That we speak about that, we practice also, and we make these easy mistakes. So the positive is that we take one point here with Ploiești. This is the positive part. But like volleyball, I think we can play better. Bravo to Ploiești. They fight. They're a really good team. And that's it. De la Zalău s-a remarcat Rareș Bălian cu 19 puncte, în timp ce de la Tricolorul, Olteanu a reușit tot 19 puncte. După această victorie, Zalăul rămâne pe locul 4 în clasament cu 51 de puncte, la 11 distanță de Arcada Galați, ocupanta locului 3, care are un meci mai puțin jucat cu Steaua București, partidă ce a fost reprogramată pe data de 5 aprilie. Eu zic că am câștigat două puncte, pentru că să nu uităm că jucăm, eu tot spun chestiile astea și nu o spun doar de dragul de a face complimentul unei echipe sau alteia. Zalău este campionul României. Are un antrenor foarte, foarte priceput, un antrenor cu experiență și jucători. Mă refer la Leo, Mihalce, jucători care și ei au ținut echipa în spate, jucători care în ultimii 4-5 ani au jucat numai final la campionatul României, au luat cupa, au luat finale de campionat. Eu am jucat împotriva lor, deci îi știu de atâția ani. Sunt jucători cu experiență. Pe de altă parte, bineînțeles, și noi avem un lot foarte valoros și s-a văzut poate pe final valoarea lotului nostru care a făcut diferența în momentele cheie. Este o victorie pe terenul unei echipe care a bătut la Steaua 3-1. Noi am reușit să câștigăm. Acum să vedem câte echipe vor reuși să bată Zalău acasă. Noi suntem bucuroși cu victoria de azi și sperăm să continuăm din nou seria victorilor. Steaua a fost liderul campionatului, nu știu câte etape, 20 de etape. În momentul când tu ca echipă bați la Steaua, este clar că următorul meci împotriva noastră era un meci foarte important și un meci greu pentru noi. Repet, mă bucură victoria și sperăm să o ținem pe un trend ascendent. În următoarea etapă, campioana României Volei Municipal Zalău primește vizita echipei Arcada Galați, partida fiind programată pe data de 30 martie de la ora 17:30 în sala sporturilor din Zalău.